A început de câteva secunde repriza a doua lupte dintre Ismael Ondă și Pavel Juravlev. Mai activi pe debutul acestei reprize cei doi luptători. Acum în atac Ismael Ondă a încercat o lovitură cu genunchiul din săritură. Bună croșele lui Juravlev, l-a luat la țint acum pe Ismael Ondă. Răspunde și surinamezul. L-a prins bine în bărbie, a încercat să-l păcălească câteva lovituri la corp. Foarte frumoasă eschiva. Da, ucraineanul lovește foarte puternic cu roșiele. Îl forțează să stea tot timpul blocat în gardă pe Ismael Ond. Vine aproape acum ucraineanul. Iată din nou două croșee frumoase. Începe să-l simtă foarte bine pe brațe Juravlev. Îl lasă să lovească în gol și apoi face pasul înainte și ripostează. Schimbare de gardă din nou pentru Londra. Am văzut această tactică folosită și împotriva lui Sebastian Ciobanu. Îl așteaptă cu piciorul stâng de data aceasta. Cearcă se apropie acum Ismael Ond, face bine pasul lateral Juravlev. Da, l-a simțit foarte bine, a simțit foarte bine această schimbare de gardă și a început să îl calce în partea stângă. Uppercut de dreapta trimis de Ond. Foarte bună dreapta corp a ucraineanului. Două directe cu brațul din față. Frumoasă secerarea ucraineanului și iată-l pe Ismael Ond, se ridică de la podea. Frustrante aceste secerări, sunt și destul de obositoare. Continuă pe gardă inversă Ismael Ond. Da, a mutat piciorul puternic în față, a trimis câteva frontale. Momente bune acum pentru Ond, l-a simțit slăbit după o directă de dreapta pe adversarul său și a revenit Juravlev. Luat în brața cu Ismael Ond. Dă foarte bine și cu brațele Ismael Ond. E din ce în ce greu, mai greu să le evite Juravlev. Melvin Mahov în colțul lui Ismael Ond, mai are puțin jurcă și el în ring. Foarte agitat pe margine, iată acum pe Ond, câteva momente bune a primit și el un croșeu de dreapta. Croșeu de stânga bun din partea lui Juravlev. Puternice loviturile ucraineanului se